Ok, Cristina, lucrăm în această sesiune pentru Dan. Avem mama cu noi. Citesc punctele. Nașterea lui Dan și problema pentru care m-a operat. 2. Ce voia Dan să spună cu urletele și țipetele fără motiv primele 3 luni? 3. Relațiile din familie, uneori tensionate, cu țipete și răutăți, alteori foarte armonioase, de petrecerea timpului liber, doar noi 6 împreună. Ce legături sunt aici? Adică Dan mai are 3 frați, da? Și părinții 2. Da, știu, da. Da. 4. Punctul 4. Ce îl atrage spre cariera militară? Ce îl ține blocat în calculatoare, programe, jocuri? 5. Grad de conștientizare, rupere legături, contracte, implanturi, origine, nume, spirit, matrice originală, armonizare, spirit, suflet, conștiință, canalul abundenței, benefice, ieșire din Matrix. Astea sunt. Ok, Cristina, încep inducția. Da. Nu. Opt. Șase. Acum, Cristina, voi număra de la 1 la 3, iar tu cauți și te conectezi telepatic cu partea subliminală a lui Dan. 1, 2, 3! Îl văd în cel puțin 5 scene, da? Da. Deci partea subliminală este atât de nerăbdătoare, spunem în călătorie, încât în sari să arate toate vieții. Așa, deci mă opresc la imaginea lui acum aici, da? Da. Așa, îl ating, l-am identificat. 90% garantez că este Atlant. Da? După ADN. Da. Ok. Așa. Bun. E de acord? Ceva... Da, ceva leonian, ce ne-a dat acolo, da. Ceva factor leonian, văd, da? Așa, deci un factor leonian are ADN cristalin originar din... De fapt, știi că atlanții din Pleiade au venit. Așa mi-apare aici. Da. Și mai departe are ADN sintetic. Da. Pentru că sufletul este însoțit de un chip. Da. Da. Chipul ăsta, deci, are atașat în lobul lui stâng o memorie extraterestră. Da. Este a unei ființe reptiliene. Deci, practic, chipul este, cum să spun, ca o a doua ființă în da. Acest corp. Având și legătura cu memorie. Da, da. Cred că este conștientă partea subliminală de... Grad de conștientizare, Chris, că ne-a cerut ai, acum? Undeva la 59-60. Atunci deci înseamnă că ar trebui să știe de toți inculpații ăștia. Știi, dar percepția, cum să spun, acestei afaceri care o are împreună cu ei, să spunem, deci este una distorsionată din cauza da. Filtrelor. Da. Da? Deci de asta mi-a arătat atâtea scene, da? Deci l-am văzut într-un câmp, dar nu era pe Terra. Uite, este într-un alt tablou, hai să descriu un pic ceva. Da, da, da. Așa, deci este o ființă frumoasă umanoidă, longilină,
dacă te uiți de spate, pare a fi un bătrân, pentru că părul este atât de blond și lung, cam până la mijloc, așa, și un păr drept, așa, nisipos, știi? Și este prins aici cu o bandă aurie dintr-un material strălucitor, știi? Da. Și parcă mângâie, sunt ca niște, ca un fel de spice, dar nu de ceva care se cultivă sau se mănâncă la noi. Au altă formă, o formă de scăriță Da. este Deci face spicul o acesta. activitate aici, în Da. mijlocul lui. Nu, deci cred că mai degrabă se conectează cu energia acelui loc. Aha. Deci Da. face acțiuni energetice Da. aici. Așa. L-am văzut apoi în viața precedentă. Este într-un avion. Da. Este de etnie americană și zboară peste ocean, merg în Anglia la bombardamente. Este lovit Da. și moare Da. în această acțiune. Da. Mai are încă o viață între cea de aici. Nu este precedentă. Așa Ante. m-am înșelat, da? Anteprecedentă, dar mai are încă o viață. Da. Este o fetiță cu handicap. Deci, este într-un scaun cu rotile și are, deci, de la pulpe și până jos are niște șuruburi prin carne care îi trec, cu niște bate de benzi de oțel. Deci, acolo se îndreaptă niște oase, cred. Da. Pe Tera este viața asta, Da, tot pe Tera, da? se numea Lizzie, da. Lizzie Liz. și, da, era în Germania. Și apoi era, urmează viața asta, da? Da. Lizzie, cât a trăit ca Lizzie? Dacă vezi. Până la 23 de ani. Dar bine că i s-au scos acele tije, dar parcă tot este pansată cu niște chestii. Nu știu, deci oasele n-au smoi. Paraplegie? Nu, Nu nu. sunt, deci nu sunt oase de sticlă mai degrabă. A, oase de sticlă care se rupeau Da, continuu, da. da, da, da. Dar totuși nu este afectat, vezi, întregul corp, numai partea Jos. la o palmă de genunchi mai sus. Aha. Adică așa îmi fac impresia. Nu Da, e nu este. generalizat, Da. da. Este o Ok. mutație genetică, lipsește o enzimă, Da. spune. Spune că nu i-a plăcut experiența asta, ca să fie dependenți de ceilalți, da? Da. Da. Deci, în momentul când un suflet este oarecum conștient și se duce la reîntrupare, deci și energia părinților, a mamei, karmatic atrag, știi? Da. Și deci el n-ar fi vrut Meargă aici. să meargă la încarnare, da. Dar cine l-a forțat? Da, Ia să se uite. L-au împins entitățile? i-au Au spus împins-o. că trebuie să meargă, da, la reîntrupare, pentru că trebuie să se întâlnească iarăși cu părinții ăștia și să-i ajute. Ok, Chris. Am descris trei tablouri, patru cu Da, cel de aici. întrucât a acceptat să vină cu acel chip, Da. asta este lucru care l-a supărat cel mai tare. Faptul Acum, că în trebuia viața asta. să, da, la întruparea asta, Da, da, da. trebuia să înconjure, să energizeze un chip ca și cum ar fi fost sufletul Da. altcuiva, deci l-a enervat, să spunem, l-a Da. supărat. Asta, de asta era. Deci, ea, partea subliminală aflată în corpușorul de copil de nou născut, credea că Da. ceilalți pot distinge că acolo este și un chip, știi? Și când avea flash-uri și își dădea seama că ei nu înțeleg acest lucru, se enerva.
Și apoi a venit furios la încarnare, da? Da. Decertat când țipa, pentru că nu avea încă limbajul articulat format, da? Este vorba și de... Încercarea de a spune, de a exprima și ieșeau Da, doar da, da, da. Ieșeau sunetele. sunete, sunetele, țipatul, da? Da. Deci se certa cu o entitate reptiliană. Aha. O alta, nu cea pe Da. care... Cea Memoria e, ex Aia e da, memoria extraterestră. da, e memorie extraterestră, da? Practic, scopul lui, rolul care i l-au dat în această viață entitățile când l-au întrupat, adică lui au spus să vină la Karma. întrupare, este să ducă până la sfârșit dezvoltarea acestui chip. Timp în care ei poate ar fi putut găsi un alt corp compatibil ca să se eventual să se separe de el, da? Dar mie îmi vine informația că este, cum să spun, destul de riscant, așa cum o fac ei, da? Da. Adică ei nu o fac la nivel de suflet ca noi, știi? Adică să conștientizeze sufletul și să elimine ce ar fi fost o acțiune fizică, să spunem, da? Deci l-ar fi scos cumva, știi? Da, De da. acolo l-ar fi extras. Băi, reptilienii știm, da? Că sunt brutali, nu interesează ce daune produc. Ei s-au cunoscut. Deci reptilianul a cărui memorie există Da. în creierul energetic al copilului și cu partea lui Da. subliminală au avut o experiență împreună în Atlantis. Deci sunt un fel de acolo, în acest tablou, sunt un fel de chestii cuantice, niște instrumente cuantice, da? Care au vârfuri ca laserul, ca diamantele, Da. ca pietre prețioase și partea noastră subliminală este acolo noastră, cu care lucrăm, Da. bineînțeles. Partea subliminală a băiatului este întrupată aici într-un fel de inginer. Aha. În Atlantis, da? Da, deci construiesc niște mașinării împreună Da. care practic sunt invizibile în atmosferele unde sunt planete cu viață 3D, da? Da. Ele arată așa, deci sunt ca niște discuri. Știți cum este inelul lui Saturn, da? Da. Închipuiți-vă inelul lui Saturn din energie, dar ăsta se formează în momentul când este în mișcare, da? Cum este static și ne uităm acum, are și schițele și este și proiectul în partea dreaptă, deci este aproape gata, da? Da. Deci este un disc format din cristal pe din afară și are un fel de cristale vii lichide, încărcate energetic, așa. Este și apoi înăuntru levitează o bilă, pur și simplu. O Da. bilă iarăși din cristal, da? Da. Deci sunt acolo patru, sunt poziții pentru patru oameni și toată aparatura de bord, cum ar fi, este sus deasupra. În Știi, bilă sunt da, în oamenii bilă. Crist. Sunt locuri pentru patru oameni. Da. Deci asta ar Deci, fi un vehicul, să zic. da, stai să spun că partea asta de bilă nu se atinge cu cealaltă. Se creează un câmp de forțe și așa se deplasează, da? Da. Și deci inginerul poate porni acest utilaj prin puterea minții, prin puterea energiei lui, da? Deci ceea ce entitatea nu poate face, da? Ei vor să găsească un câmp comun să permute puterea asta, știi? Da, a Dar părții subliminale, de fapt. lipsește energia asta a părții subliminale, da? Vor să găsească un fel de separat de comunicare sau o energie alternativă care să se potrivească în acest proiect, da? Să poată, dar încercările de până acum cred că sunt 10-12 mașinării de astea distruse, da? Aici sunt 3, mai sunt 3 mașinării. Deci asta din față pe care am descris-o
a fost pornită de către solicitantul nostru în acea viață, da? Dar celelalte două sunt încă în cutie, cum ar veni, nedesfăcute. Bun. Cu entitatea asta, în ce relații se găsea pe Atlantis, Cristina, cu reptilian? Deci, ei colaborează, da? Da? Deci sunt Deci, colegi de proiect. partea aceea dintre ei care au făcut posna, care au făcut-o de a s-a distrus până la urmă, Mașina. așa, da? Deci, partea aceea cu chestia cu cristale lichide este proiectul lor, da? Energia care poate pune în mișcare, câmpul de forță este creat de energia umană, umanoidă. În rest, este partea din bilă, este un proiect mixt, așa, până la urmă, deci ei tot fac acest gen de experiențe, deci, cum să spun, încarcă cristalele cu energie umană, altfel omul respectiv, om este ca omul, umanoidul, ar fi Umanoid. trebuit să călătorească împreună cu ceilalți trei care încăpeau acolo, da? Da. Deci fără el nu se putea, da? Da. Și atunci încarcă niște cristale cu energii de la Partea umani, subliminală, de la umanoezi, de la atlanți. Și le pune în acele sfere, da? În mijloc. Practic le montează într-un fel de măsuță rotundă, da? Așa, și reușesc să meargă pe distanțe, dar... Deci este de ajuns o abatere, să spunem, de la traseu sau un viraj în altă parte decât traseul propriu-zis cât ține energia și se descarcă și ori se distrug, ori rămân suspendate, depinde de mediul în care au ajuns. Deci sunt încă instabile, da? Vulnerabile, instabile, da. Nu e un proiect finalizat, reușit. Nu, se lucrează încă la el și atunci, mai mari reptilienilor, împreună cu șefii de proiect ai umanilor, Umanoizilor, da? da? Ai umanizilor, da? Deci iau hotărârea ca să se facă întruparea asta, așa, cu chip și memorie, da? Da. Deci fac o încercare și spune că poate așa este o soluție alternativă mai bună, da? Pentru că memoria reptiliană, deci are suficiente informații pentru călătorile lungi, înțelegi? Da. Ei vor să facă călătorii lungi, fac scurte în apropiere, dar țelul lor este să călătorească mult mai departe. Departe. Așa. Și, dar nu îi se precizează că va rămâne pentru totdeauna. Deci îi se spune numai că vor face experiențe și apoi totul va intra normal, da? Și ajunge pe Terra de acolo. Da, este o dezîntrupare, cum să spun, oarecum forțată, da? Da. Deci o ieșire controlată energetică, dar o parte din partea subliminală rămâne aici forever, da? Da. Deci Pe Atlantis. corpul acela nu este nici viu, nici mort. Deci Rămâne în avem și... punctul ăla temporal și în spațiul ăla blocat, da? Deci un aspect este pe Atlantis, da? Da, un aspect este pe Atlante și este în jur de 12%. Păi dacă nu lipsește din... Ceva nu poate să adauge ceva, nu? Trebuie să fie Da, tot timpul să iasă 100%. da. Cris, Nu nu? este obligatoriu. Da, câte suflete n-am găsit că trăiau cu 12% energie și așa A, mai nu, departe. nu, nu mai mult de 100%, zic. Nu se poate mai mult de 100%, ce adaugă. Deci trebuie să lipsească ceva ca ei să poată să adauge. De la asta mă referam. Da, adică să formezi un fel de matrice care se potrivește corpurilor umane și umanoide, practic. Asta este rezultatul. Dacă nu se încadrează ca și, cum să spun, ca și design în asta, nu este valabil, viabil. Așa, deci a lăsat acolo 12%, i s-a spus că, mă rog, continuă proiectul, da? Este în proiect. Da. Multe amănunte, adică nu știa toate amănuntele, partea subliminală, despre proiectul ăsta, înțeleg. Nu, pentru că niciodată ei nu-și dezvoluie toată
Deci greșeala a fost, adică greșeala, vezi, până la urmă este o experiență, da? Au colaborat cu entitățile, au vrut să facă ceva, da? Dar acel ceva, deci, la ce folosea acelor părți din, acele părți din Atlant, da? La ce îi folosea? Păi asta zic, la ce folosea? Ce, da, vezi, deci, Practic folosea au vrut, entităților, ele vreau să-și da, dezvolte a un vrut mijloc. tehnică, tehnologie ca să poată fi mai presus, înțelegi? Așa. Acum mă interesează, Chris, mai rămânem aici? Mai avem aici de... Mai rămânem aici pentru că partea subliminală este suficient de conștientă, Da. așa ca să nu mai intre ulterior în proiectul în care i s-a pus chipul, da? Deci aici vrea să rupă înțelegerea cu ei, Cu cu reptilienii, da. reptilienii. Da. Hai atunci. Da, a făcut-o și deci linia temporală se modifică, da? Da. Bun, ne întoarcem iarăși în prezent că avem treaba aici. Da. Deci o altă șuviță de suflet, să spunem, împreună cu chipul. Deci erau în sufletul social și au creat o clonă virtuală. Cea care joacă este interesată de tehnică, dar de fapt sunt trei. Da. Așa. Este una care este în stază, da? Este una care, în care partea subliminală dă energie foarte multă în timpul jocurilor și este o altă clona tehnică, cum ar veni, da? Deci cea serioasă, Da. care face acțiuni, da? Da. Ok. Deci, în ADN, de asemenea, întrucât are și ADN Atlant și Leonian, după cum spuneam, deci are niște rune, niște inscripții care îl conduc spre asta, da? Deci au fost activate exact înainte de viața asta. Au existat dintotdeauna, dar au fost inactive. I le-au activat ca să se îndrepte spre cariera militară, da? Deci, vezi tu, în momentul când o parte subliminală, deci evoluează practic din punctul nostru de vedere terestru, da? Și face lucruri mari, da? Deci vrea să meargă, să construiască poate avioane, să zboare, să facă lucruri, da? Dar din punct de vedere ezoteric, da? Deci cu cât se va mai înfinge mai bine în tehnică, cu atât se va depărta de natura spirituală, da? Da. Și bineînțeles că clonele alea nu sunt întâmplătoare, da? Supărarea părții subliminale de mic, de la ce venea? De la această... Bine, Deci, am văzut de la ce, că nu era înțeles, vrea să spună, vedea lucruri, asta, da, de dar la a venit faptul că deja nu, supărat aici, n-a fost de acord așa, cu această... supărat că n-a fost de acord cu încarnarea, supărat că a venit din nou la întrupare, da, Da. supărat că a venit iarăși la întrupare, prin așa, și atunci a negociat, da, Da. deci la un moment dat a negociat, a spus că da, rămâne, stă cu chipul și așa mai departe, dar vrea să-i deschidă facultățile, știi? Adică lucrurile spre care se poate îndrepta, da? Să știi că și fratele mai mare colaborează. El are două clone în laborator, deci se vede clar conexiunea. Reptilienii insuflau chestia cu concurența, ca să dea mai multă energie, să fie mai eficient în programul lor, să nu Mai dea, activ și mai... mai activ, mai activ și să le dea energie mai multă, da. Deci sunt practic și fratele mai mare în același proiect ăsta sau un proiect similar cu reptilieni? Un proiect similar care este orientat spre altceva, dar per total Același gen. aproape. Deci să spunem că sunt ramuri diferite ale Ramuri. acelui, da, obiective diferite ale Da. aceluiași proiect, da. Păi, mă interesa, Chris, dacă vezi, sau ce ne spune partea subliminală, aceste două părți subliminale
Dan și fratele mai mare se cunosc mai de mult sau pur și simplu au venit în familia asta, trimiși karmatic, Deci, că le folosesc. nu numai că se cunosc, dar au fost și în concurență, da? Aha. Și au avut și conflicte, să știi. Deci este o karmă nerezolvată pe bază de conflicte sociale, știi? Da. Știe și elimină aceste Da. programe. Deci, în timp ce vorbim, partea subliminală face acțiuni. Da, am A înțeles. eliminat și a tăiat legătura cu reptilianul, da? Da. Trebuie să precizăm că întrucât ne-am întors și am modificat linia Da. temporală, deci chipul nu mai există. Aha. Chipul nu mai există, dar memoria extraterestră Extraterestre. există pentru că nu i-a fost introdusă numai pentru asta, da? Este a unui general reptilian, îi spun să o scoată afară, a Da. scos-o în față. Când Da. a scos-o afară, nu mai un fel de cutie energetică, știi, cum e hârtia de la telegrame cu găurele. Da. Așa arăta, știi? Deci s-a lungit, ca și cum s-ar deschide automat. Da. Și spune, uite, zice, dacă aș deschide-o, spune tot ceea ce este aici înăuntru s-ar evapora în mediul în care suntem și zice s-ar pierde. Au scris Și așa, zi. era Zi. ființa reptiliană pe care am găsit-o și am zis cu care se certa, Da. așa cu care negocia, deci reprezentantul lui în lumea fizică, cum ar veni, așa, deci îi spune că să nu o deschidă, că știe că se pierde. Deci este un reprezentant, un reptilian care păzește aici. Da, întotdeauna a fost. Și da, ăla de la Da. început, da? Da, păi lui îi reproșa când Lui țipa. reproșe. De ce e așa? Că de ce e închis în corpul ăsta? Că este Da. imobil? Că ceilalți de ce nu văd? Și spunea, au filtre. Pentru că, deci, poate ți-ar face rău dacă ar ști că ești așa și Da, ok. ei nu înțeleg și așa Ăsta mai era departe. secretul, da? Da, era secretul lor. Da? Acum s-au desecretizat toate. Da. Și partea noastră subliminală îi spune reptilianului să scoată toate celelalte implanturi care mai sunt. Deci o memorie reptiliană este conectată la toate sistemele vitale, Da. energetice ale unei ființe, nu este numai acolo, da? Da. Practic acolo, deci este conectat ca pe o tabliță și prin ele înțelegi ca și cum ai pune o bobină pe un circuit, da? Să spunem. Și îi spune să-i extragă toate firicelele, punctele, implanturile, cu atenție, spune. Da, Și circuite, zice, conexiuni. da, și reclamă anularea celor două clone, da? Deci se aduc două clone, mai este a treia care Da. este virtualul, da? Da. Deci asta trebuie să o facă partea subliminală singură prin conștientizare. Să rezolvăm problema cu reptilianul. Dar partea cealaltă are legătură și cu reptilianul, știi? Da. Deci deocamdată se lese acolo să stea în fața lui. Nu trebuie să-l înțepenească că nu face nimic. Nu. Deci, odată recâștigată încrederea, deci odată conștientizat, Da. luându-și puterea înapoi, partea subliminală, deci imprimă respect reptilianului. Da. Iar reptilianul este, cum să spun, perfect conștient de potențialul acestei părți subliminale și nu face acțiuni nefericite. Ăsta reptilianul ăsta, da, zi. Nici măcar nu poate să-l mai influențeze mental, să spunem. Nu-i mai permite partea subliminală. O Hai, scris spune. reptilianul ăsta este pur și simplu un responsabil pus de-ai lui reptilienii ca să stea să păzească această memorie extraterestră sau are vreo legătură cu posesorul, fostul posesor al memoriei? Cu cel care a fost reptilianul care a. De avut legătură, bineînțeles Nu, că de are, da. rudenie, ziceam. E vreo rudă de a Nu, lui nu, ăsta? nu, 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 nu. nu, nu. Este ierarhică mai degrabă. Am înțeles. Legătură ierarhică, da.
Deci acum îi retrage toate permisiunile, înțelegi, Da. care le-a avut în legătură cu el și în sfera ei, a părții subliminale, în sfera ei energetică. Da. Contract ne dă? Îi dă părți subliminale, că Da, noi n-avem da, pace da. cu el, doar Da, să ne părți uităm la el. subliminale, exact. Da. Este un contract cum ar veni pe viața asta, pentru că restul este modificat, da? Da. Bine că contractul în proiectul reptilienilor este mai îndelungat, mai din spate, Mai din cum spate. ar veni, da. Îi spune să-și retragă toate din casă, Da. din computer, deci scoate de peste tot. Îl Da. pune, sunt ca niște ventuze cu cabluri pe pereți, cum ar veni. Ha. Sub pat, deci era monitorizată în timpul somnului, înțelegi, Da. lipeau tot felul de ventuze energetice, da? Îi monitorizau atât funcțiile fizice cât și celelalte, știi, ca să nu se întâmple vreo trezire bruscă, vreun accident și tot s-a întâmplat. Da. Și spune, menirea mea până acum, îi spune reptilianul, a fost în funcție de voi, da? Spune, de acum încolo, menirea mea va fi în funcție de ceea ce, cum percep eu și cum gândesc, este, va fi experiența mea, spune. Spune, mi-am dat seama că atâta timp cât am mers împreună cu voi, m-am întrupat, adică Da. în proiectele voastre, spune, nu văd niciun pas înainte în cariera mea Ca parte subliminală, în ca suflet, conștientizare. da. Spune, dimpotrivă, deci văd regres. Da. Zice, ați încercat practic să mă tehnicizați, adică să mă îndreptați totalmente spre lumea aceea în care mi-aș fi pierdut practic legătura cu esența mea adevărată total. Și spune, și totuși eu am să mă îndrept acolo, dar am să fac lucruri, spune, în beneficiu, în Părților beneficiul oamenilor, oamenilor da. și părților Deci subliminale. ca să deservească, spune, spre o viață mai bună, nu să-i blocheze mai mult. Da. Mai mult decât atât, uite că deja trimis informație, da? Da. Brusc, fără să spună, a Da. gândit-o, eu m-am putut conecta să-i citesc gândul pentru că sunt Sunt partea da. subliminală, da? Așa. Dar el, reptilianul, nu și-a dat seama și este târziu să oprească Da. informații. Deci a fost ca un fel de buclă a unui fulger și s-a transmis spre cei și cele care au lucrat împreună cu el. Deci el pe viața asta, de exemplu, mai târziu când ar fi fost adolescent, ar fi cunoscut o fată cu aceleași pasiuni ca și el, în jurul Da. vârstei de 15 ani jumate, 16 ani, știi? Și s-ar fi alipit de acea fată, ar fi până ar fi studiat împreună, înțelegi? Și Da. ar fi ajuns cuplu mai târziu, da? Aha. Lor trebuia să li se nască un copil sau doi, depinde cât acceptau, știi, da? Da. Este și o marjă de eroare în proiectele Da, astea pe da, da. care, privind contribuția energetică a sufletului, care ține un copil cu cip în corp, înțelegi? Deci ei vor să facă în așa fel încât toate sufletele astea care se nasc în ultimii ani să accepte chip, înțelegi? Sau chiar să nu mai fie suflete deloc, să fie chipuri. Da, că Cu atât mai bine că este prin vaccinul, că este prin sperieturi de astea, cum a fost cu epidemia, prin antene, prin alimente, tot ceea ce respirăm, consumăm și așa mai departe. Deci, e așa vor, da? Da, pentru că părțile subliminale știm, ai spus în atâtea sesiuni, sunt incomode pentru ei, pun probleme, deci ei prin proiectul ăsta vor să intre pe Terra cu aceste cipuri, să nu mai aibă, să-și facă treburile, da? Da, pentru că un copil cu chip, cum să spun, va fi întotdeauna problematic pentru părinți, da? Da. La început va, poate, deci
va fi, na, dați-vă seama, un copil fără suflet, da? Da. Un copil fără suflet n-are compasiune, nu se poate conecta prin emoția iubirii la părțile subliminale a părinților și deci va nebuni părinții și atunci Da. acele părți subliminale a părinților vor fi foarte ușor de interferat, da? Mai ales că sunt și am întâlnit un caz, deci ne-am văzut că nu acceptă cu maturitate că de fapt nu este un copil normal și are un cip în loc de suflet, da? Da. Nu pot să accepte. Cred că este și greu să fii în pielea unei mame de Exact. acest gen, dar dacă ai conștientizat și așa, deci practic, deci tu crești un portal organic care va prelua energiile de la alți oameni Da. și care va parazita, deci întotdeauna va lucra în proiectele lor. Exact. Ok, Chris. Deci are în față toate lucrurile astea, are și contractul, clone, implanturi, a scos ăsta, l-a pus să scoată Da. tot, conexiuni, cabluri, fire, Da. așa. Deci își reclamă ADN-ul din toate depozitele lor, inclusiv din clone, da? Spune, reptilianul este revoltat că i-a dat, cum să spun, i-a dat proiectul, o copie, Da. înțelegi, un fel de matrice în care ei se băgau și făceau aceste lucruri, știi? Da. I-a dat asta și contractul și spune, acum ce mai vrei, spune, de ce să strici clon? Și spune, pentru că sunt cu ADN-ul meu și întrucât am conștientizat că nu trebuie să mi-l împrești, și spune tu, la rândul lor, o să scoți ADN-ul acela sintetic, spune, din structurile mele fără să mi le strici și eu îmi voi curăța ADN-ul. Și spune, vreau ADN-ul de la început, de când am intrat în colaborare cu voi. Deci îi scoate și ADN-ul leonian. Tot de ei era băgat. Da. Așa. Pe reptilian îl cheamă Arachel. Arachel? Ce nume? Și eu spus, i-am spus Arachelex. Da, exact. Da. Că lipsește Nu exul. spune. Da. Nu e obligatoriu, spune. Nu? De fapt, coada aceea cu ex arată apartenență la O ceva. familie. O ramură. La un mod de a trăi, să Am de spunem, trei. din punctul lor de vedere, da? Da. Deci, da, azi contractul l-a verificat, sunt tot copii oglindiri, adică e dobra, adică e corect din Da, punctul da, ăsta da. de vedere, nu o fi tot, deci asta este partea lui, apartenența lui Da. la reptilianul respectiv. Și deci partea subliminală îi se adresează acum și spune, ar trebui prin ceea ce am trecut împreună, deci am Experimentat. experimentat, să-ți dai seama că proiectul vostru nu are niciun capăt, spune. Adică are început și este ca un fel de spirală care se tot înfășoară și se înfășoară și capătul niciodată nu duce nicăieri, spune. Adică Finalitate. voi sunteți puși, spune, să găsiți soluție la o problemă care nici măcar nu vă aparține, spune. Și zice tu ar trebui să conștientizezi pentru că ești suficient de inteligent, spune. Să conștientizezi, să iei informația de la mine și să o transmiți la ceilalți similari care lucrează poate de sute de ani, de mii de ani în proiecte care nu au capăt, spune. Vă irosiți, spune, experiențele și experiențele voastre sunt finite. Nu sunt infinite cum sunt ale noastre, ale sufletului, că ne putem întrupa iar și iar la Da. nesfârșit, la urma urmei, pentru că noi nu avem decât început. Așa, iar sfârșitul, spune, este atunci poate când vrei să te duci înapoi în Uniune, în Da. sursa mamă. Dar, spune, pe când la voi sunt experiențele finite și vă pierdeți, practic, existențele Și slujind la potențialul. scopuri, da, și potențe slujind la scopuri care nici măcar nu vă aparțin, spune,
Gândește-te la asta. Deci și-a luat fiolele, practic, cu ADN și-a luat și celălalt tot ce a avut de luat. Acum a ars contractul, l-a dizolvat pur și simplu și și-au pus, cum ar veni, toate sculele în valiză. Reptilianul și de să plece, la care partea subliminală, deci l-a oprit, l-a stopat. Așa, și ia acea valiză, să spunem, acel recipient din mână, și spune, nu vreau să iei nimic cu tine, spune toate aceste implanturi și toate aceste, așa spun, conțin amprente energetice ale mele pe care eu mi le retrag acum, da? Și spune, după ce le retrag, întrucât implantele au fost făcute în scopul de a lucra împreună în felul ăsta și în proiectul cu mine, spune, nu ți aparține. Deci au fost montate la mine, pentru mine și nu ți aparțin și spune de asemenea o să le distrug. topesc. Da. Îl lasă să-și ia ADN-ul acela și a retras amprentele energetice și să știi că bat palma și pleacă. Da. Deci au dat noroc. Bravo. Reptilianul și-a deschis un portal și a țâșnit precum o cometă. Așa. I-a spus că nu vrea să mai facă parte din proiectele lor, da? Da. Deci este... A plecat, gata. Ok. Chidem Partea portalul. subliminală este mult mai strălucitoare, mai luminoasă, da? Da, acum Mare e mai Mosin... calmă, adică e Da. mai bucuroasă, să zicem, mai... Da? Da. Nu mai e nervoasă, cum era în Nu, rest. mai are o singură conexiune, cum să spun, la... partea cealaltă, la sufletul virtual, deci are o conexiune, un avatar la un joc care seamănă cu un draconian, da? Ei bine, chiar este în legătură cu acel draconian, da? Da. Deci îi dă și lui energie, este un proiect, face parte per total din fostul proiect, dar este și un furt separat de energie, cum ar fi, da? Așa. Și acolo, deci, domnul draconian a găsit de cuvință, înțelegi, să învie vreo 6-7 avatare, de care mai monstruoși, știi? Cu câte un firicel de la partea subliminală, da? Așa. Deci ăsta este numai pe viața asta și de când a început să joace, Da. practic, da? Deci asta era, cum să spun, și o garanție pentru proiectul mare a reptilienului. În caz de scăpau și luneca de acolo, exista bucata asta conectată la avatare. Avatare, adică, mai sunt niște, în momentul când copiii ăștia încep un joc, deci sunt niște Își iau ființe niște acolo desenate. identități Dar ei e niște acolo. identități, da? Cu niște Și personaje, deci, da? în momentul când e unul de la ți-ai crea legătură. Deci este filament de la tine la avatarul respectiv. Și dacă suntem atenți la limbajul lor, așa că în joacă, să te duci lângă el, să-l întrebi așa și întreb ce faci acolo, da? Și spune că anulez dinainte Da, ce o da. să spun. Eu fac, eu omor, eu sunt Da, cu da, tare, da, da? da, da, se identifică cu acel Deci s-au personaj. identificat, da? Bun. Să ceară acestui draconian contractul care este făcut pe orice linie temporală, dintre cu prezent sau viitor, adevărată sau falsă, așa, dintre unde nu există spațiu sau timp, așa, să-i ceară, da, să anuleze toate legăturile cu toate avatarele și să facă o separație mentală în acest moment, partea subliminală, deci să anuleze toate programele din corpul mental care o pot readuce din nou în situația asta, de a fi filamentat de la el către Draco și de la Draco către personaje, da? Da. Personaj, pardon. Așa. Mai este o chestie aici la mijloc și care este foarte bună de observat și de subliniat, da? Da. Deci, draconianul ca ființă este în legătură cu partea subliminală, da? Da. El a distribuit filamente de la partea subliminală. Filamente înseamnă legătură subțire de energie, da? Da. Ca și cum, deci energia sufletului se strecoară ca foton și Firicele, da. e acel ceva, da? Un avatar de genul ăsta, deci nu este locuit numai de filamentul de la solicitantul nostru, ci este locuit de la filamentele
tuturor ființelor de pe glob care joacă acel loc și sunt conectate la acel tip de avatar, da? Asta până la urmă rezultă atâta energie încât avatarele acelea, deci, se comportă ca niște ființe în toată regula, da? Da. Mai târziu, deci, tot jucând, tot dând energie, tot așa, deci filamentul se îngroașă și acolo în acel avatar se adună compoziți, fotoni, din Da. partea subliminală. Până la urmă, acel avatar ajunge să se comporte ca o ființă energetică, da, care are compoziți de suflet. Nu i are pentru că s-a întrupat, dar are pentru că i-a căpătat, da? Da. Având un format electromagnetic, da? Un format AI, deci Da. de inteligență artificială, ce își pot dori mai multe? Deci slăbirea, sufletul tot, tot întreg, deci este o bombă cu ceas. Am mai spus o dată de atâtea ori, da? Deci, dacă sunt compoziți mai mulți care nu se pupă, nu se recunosc, nu se armonizează între ei, este mai ușor de manevrat, da? Da. Ei s-au format deja în corp. Deci, dacă nu vă lăsați înlocuiți prin chip, dați-vă buline acolo de suflet, da? Și până la urmă tot se ajunge la prinderea sufletului într-o căpcană, într-un corp pentru totdeauna, da? Da. Partea subliminală, a înțeles. Deci Da. vreau, dacă dorește și ea să transmită această informație, cum a transmis-o mai devreme, tuturor celor care sunt implicați în aceste avataruri și în acest joc. Și dinainte și de acum, da? Da. Foarte mulți dintre cei care joacă sunt de ăștia fără suflet deloc. Da. Înțelegi? Deci ei, cum să spun, ei mențin, știi? Mențin aceste, nu știu, se aude ceva. Nu, eu nu aud nimic. Se aude ca un sunet de clapă. Da, n-aud nimic eu. Leonora, mă ridic. Da. Rămân un pic. Fagear. Nu închid. Nu închide. Stai încet, Chris. Da, gata. Stai să beau și o gură. Mai mult am turnat pe mine decât am băut. N-are. Culoare. În fine. Hai, Okay. Să mă reconectez. Deci, îți număr? era scos cablul de la laptop. Am Și înțeles. rămâneam fără curent. Da. Scuze. Îți număr? Da, numai să mă reconectez. Bine, număr de la 1 la 3. Iar tu, Cristina, intri în scenă de unde ai plecat. 1, 2, 3! Da. Deci suntem aici cu partea subliminală care transmite din plin Da. informație tuturor părților subliminale care sunt implicate. Acum ia contractul de la Draconian, îl arde, îi retrage toate permisiunile care le-a făcut pentru în sfera lui energetică. Sunt puține pentru că era program secundar, să Da, spunem. da. Așa, bun. A deschis un portal cu sens unic și a plecat, da? Acum își adună toate esențele sufletești de peste tot, da? Mai ales din joc, din online, mediul online și așa mai departe. Pentru că le adună de pe viața asta, de peste tot, din acest mediu care am spus mai înainte și din toate viețile, da? Să le purifice, să și le alipească. Ce vorbești tu, ce parte subliminală specialistă am eu? Cum Da. îmbină și cum face? Da. Acum dau umblă la ADN. Parcă îl împletește, parcă este un țesător din același, din țările din Vietnam, din corp, și care împletesc Migălos. repede, de da, migălos și cu atenție și se Da. îmbină perfect. Așa. Se uite și la programe, Cris, ce mai are de scos, care nu-i aparține.
Da, exact asta vreau să spun și eu. Gând la gând cu bucurie. Da. Așa. Energie să mai scoată, da? Da. Furia, Emoții. nervii, da, emoții, da, starea de a concura, nevoia de a se compara și așa mai departe. Toate acestea, ca și program, ca și emoții, ca și sentimente, se elimină acum, da? Este foarte curat corpul emoțional acum. Da. Și zice că este un pic emoționată, ca și partea subliminală, pentru că în sfârșit lucrează la o capacitate omenească, înțelegi ce spune? Până acum era oarecum era blocat să se exprime sau să simtă multitudinea de emoții umane din cauza chipului și a programului respectiv. Da. Și spune, este ca o explozie de simțăminte, spune în corpul meu emoțional, pentru că le trăiește retrospectiv, cum s-ar spune, știi? Și zic, acum o să mergem înapoi să mă duci de unde ai început toată activitatea asta, dar trecem prin câmpurile morfice, de acum Da. înapoi, inclusiv de la naștere pe viața asta, pentru că vreau să ți le cureți. Da. Deci nu le curăță de acolo aici, le curăță de aici acolo, știi? Da. Invers, De la 11, invers, da. Da. în jos. Deci, pe planeta aceea, l-a curățat deja. Da. Planeta aceea se numea Sicalis. Da. Da, era o planetă, cum să spun, ca în utopia. Deci, toate erau la locul lor, exista iubire, exista armonie, da? Da. Și pac, în lan pică o ceva. Da. Un fel de modul de la o navă, da? Da. În care sunt niște ființe firave care sunt rănite, da? Da. Și ei le iau cu iubire acele ființe. Sunt ființe cu suflet, ca și ei, da? Da. Suflete. Așa, și le iau cu iubire și îngrijesc, da? Da. Dar ei nu pot să comunice, încearcă să conecteze din punct de vedere telepatic cu ei, nu pot să comunice în mediul ăsta, sunt Da. în altfel de medii, da? În constelația Cygnus, treaba asta, da? Deci este o reîntrupare ulterioară esenței lui, nu este, cum să spun, locul de baștină, practic, de Da. aici. Așa, și apoi când reușesc să stabilească oarecum o, ca și cum pică doi oameni vers pe Terra, dar și sunt cercetați de toți, Da. dar societatea evoluată spiritual de acolo nu făcea lucruri ca cea noastră din fericire, știi? Adică îi lua cu blândețe, cu iubire, Da. erau tratați. Și în blândețea și în iubirea asta, deci conexiunea prin ei este de la entități și comunică telepatic, da? Deci spune că se află mult mai multe suflete în ananghie, știi? Care sunt blocate pe o navă și că singurul modul plecat ar fi ăsta de cum am Ființele astea le aterizat. spune treaba asta lor, da? Da, acolo sunt câteva ființe de astea prinse, aduse din altă parte, de pe o altă planetă și folosite ca Aruncate în modulul, da? Să interfereze. portalul, da. Da. Așa, Așa, le și spune că mai sunt mult mai da. mulți pe navă. Ei nu au tehnică aici pe planeta asta, că Da. e utopia, n-au ce căuta tehnologia și navele, nu le trebuie, da? Dar ele călătoresc, spune, ca suflete, da? Da. Și călătorim ca suflete, deși vezi, uite, au cele mai bune intenții, vor să ajute, vor să aș... Deci, practic, din punctul de vedere al entității, s-a intervenit peste planul lor. Deci au făcut păcăleala în astfel, în așa mod, încât sufletele astea, practic, trebuie să răspundă, da? Să răspundă că s-au amestecat, da? Și atunci sunt înconjurate și captate. Ele fug. Da. Dar la un moment dat distanța și efortul făcut în astral, deci face să se deterioreze corpul fizic Da. și
Deci intră în sevraj, cum ar veni, Da. corpurile lor fizice. Așa, și nu mai sunt conexiunile bune dintre, deci pe de o Părți, parte, structuri. partea subliminală se uită și înapoi cum ar veni la corpul Corpul fizic să-l fizic. țină în viață, pe de altă parte, deci este pus într-o situație pe care n-am mai întâlnit-o niciodată să fie acuzat de aceste treburi și atunci se întâmplă să fie captate, da? Da. Sunt sortate apoi, deci își părăsesc complet corpurile fizice, Există. sunt sortate și duse pe Atlantis, în Atlantis, da? Aici li se oferă, cum să spun, vieți de glorie, cum ar veni. Vieți de glorie cu condiția să participe la proiecte comune. Așa, mai târziu vin și alte esențe originare care n-au trecut prin Cygnus, prin constelația Da. Cygnus, așa, și colaborarea lor energetică este bună, da? Da. Dar au ADN draconian modificat și leonian, iarăși ei. Da. Deci sunt și ăștia au fost deja Da, modificați. da, da, îi hibridează și pe ei cu ADN leonian, da? Zice Da. că dă un factor de în plus, știi? Deci, mai exact, Îmbunătățește. îmbunătățește, da, și acceptă aici, deci are loc prima hibridare, cum ar Da. veni. Da. Apoi am văzut, restul este Istorie. investigat, da. Investigat deja, deci ne întoarcem în momentul când practic această ființă care nu este din Pleiade, ci este de pe Lira, așa, ADN-ul este asemănător, te Da. poți păcăli. Da. În fine, așa, deci este de pe Lira. Un nume Deci, ne dă. A, mergi mai departe tu cu nume. stai, 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 stai. Da. Nabun Madec. Nabun. Madec, Madec, da. nume de spirit, da? Da. 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 Așa. Ca în acea viață când a hotărât să plece, așa, se numea Lonana, dar era bărbat, nu femeie. Da. În fine, astea sunt numele, așa, Când a hotărât să este plece de pe planeta din Lira, da? da, este umanoid, dar are oarece pomeții altfel un pic, seamănă cu un leu, așa. Aha. Da. Probabil că de-aia și mai târziu le-a dat ADN leonian, pentru că ceva, proiectul entităților, vreau să distorsioneze percepția părților subliminale sau cumva. Deci să facem și o deosebire între ADN-ul leonian, așa, pentru că leonienii sunt, deci există o rasă de leonieni care sunt entități, sunt Da. hibrizi, da? Și de față de ADN-ul lirian, Da. care este un ADN cu accente spre leonieni, Da. dar nu este Nu una e. și aceeași. Da. Așa, deci ei cum Extravagant. arătau, că ai început să spui? Da, umanoie sunt. Da. Frumoși, au o coamă roșcată ca lei, Da. ochii mari, deci pleoapele au altă tăietură, pomeții sunt un pic așa, nasul este, nu este în relief, că este un pic mai ca la pisicile de rasă. Să spunem așa, zic eu, da. Și, dar are forma unui nas, nu chiar nas de animal. Da. Și gura are buze mai nepronunțate, așa. Și mai Nu, micuț. așa are, da. Sunt pentopalmate, au cinci degete oricum, Da, deci cum da. sunt. Când leonianul cu care a fost hibridat avea trei degete și un buton. Și ceva aici, ca un punct, știi, deci altfel, ca la laba de leu. Cristina, ei erau aici, pe planeta de origine, ce fizicitate în comparație cu Pământul? Deci, dacă să spunem că luăm
în acest raport, corpul uman că este un cumul de 100, da? Da. Față de această densitate a corpului uman de 100, deci 56 din 100 asta aveau Deci sunt fizicitatea, mai, da? erau mai flu, să zic, mai, Da. da, mai suavi, Deci, mai fini. există mai multe tipuri de, în acest moment că suntem noi și ne uităm, Da. așa, cu partea subliminală a solicitantului nostru, există mai multe tipuri de experiențe, da? În Da. primul rând, mai multe densități și nivele, da? Deci, sunt unii care mai au încă corp fizic, da? Sunt unii care au corp fizic și mai diafan decât 56 asta, Da. la 100, da? Deci, văd un 10-12%, aproape Spre așa. energie. Da. Sunt alții care au plecat și folosesc numai avatare energetice, așa, în care se deplasează, până sus, unde este un fel de con, piramidă, deci ca și esențe, înțelegi? Da. Închipuiți-vă că fiecare din această experiență nu se face, cum să vă spun, pe o singură planetă, să spunem, da? Deci o planetă poate să aibă 4-5 densități sau 2-3 dimensiuni, da? Da. Așa. Deci, per total, când te uiți în partea asta, în galaxia asta, de deasupra, vezi un melc, da? Da. Dar melcul nu este neted, înțelegi? Nu este așa, drept, Da, ci da. melcul are vârful înăuntru, da? E, toată spirala asta a melcului reprezintă experiența acestei galaxii și, în general, a galaxiilor. Pentru că, practic, la o scară macro, Universul însuși este un mare melc. Da. Un mare melc care lumile astea sunt cumva acumulate, amestecate, iar acolo, în mijlocul melcului, deci depinde de pe care parte vezi. Poți vedea întunericul absolut sau, dacă te uiți invers, poți vedea lumina absolută, da? Deci universul ăsta e un melc, cum O ai spirală. zis, o spirală ca un melc, care înăuntru ei sunt galaxiile care sunt alți melci, mai mici. Deci totul e integrat, da? Da. Și, de Ok. fapt, dacă stai să te uiți într-un anume punct de vedere, ca și energie, și noi tot melci suntem. Da. Pentru că noi suntem energie și nu suntem acele corpuri pe care le plimbăm de colo-colo, ci ne folosim intrând în Ele, ele ca să da, căpătăm o experimentăm. experiență, practic E un totul model, este da? spirala Da, vieții, da? da, da. Este patternul, E un patternul, pattern. da. Da. Ok. Chris, atunci hai să aleagă momentul. A, n-am... De ce a plecat de aici? De ce au plecat de aici? Să facă experiențe? Da, era, cum să spun, timpul când lumea asta, exact din care provine, știi, deci au tendința, suferă influențe și au tendința să meargă, să exploreze, să fondeze lumi Da. noi, da? Da. Deci ăștia întotdeauna fondatorii ăștia de lumi noi împreună, eu, în primul rând, fondatorii originari, Da. fondatorii fondatori. Da. Deci ai lumilor respective, Da. adică ai civilizațiilor, nu că au format planeta. Da. Da. Deci eu îi văd sub formă de mantidă. Aha. Așa. Deci lasă acele suflete suflete primordiale ale Universului, fondatorii adevărați, aia Da. suflete mari, Da. este altceva, da? Deci, se suferă influențe, deci se activează ego, da? Da. Câmpuri morfice, se transmit idei, se prind în zbor, conștiințele aud, integrează aceste idei. Te poți duce, ești mare, ești tare, da? Tu ți-ai făcut experiența, da? Nu te uiți sub nasul tău că deasupra ta mai ai 7-8 nivele de petrecut, nu. Te uiți împrejurul tău, da? În loc Sau să în te jos. uiți, da, așa, și ce, deci tu te poți duce într-o lume unde tu ai să fii ca și cum Zeu. într-un sat african, înțelegi, te Da, duci cu cu o super laptop, cu tabletă, cu telefon. de la care se Da. strânge, așa, Da, da, așa, și atunci toată lumea va fi uimită, vezi? da. Da, Uite, și așa așa s-a s-a întâmplat, da? activat ego și s-au pierdut foarte multe lumi.
și-au pierdut identitatea, da? Da. Pentru că vezi tu, la un moment dat, deci și noi ca suflet, eu cred că uităm la ce am venit, da? Da. Și fără influențele. Implanturi și influențe. Da. Ca și cum te duci în magazin și te uiți ce vrei să Și ai cumperi și nu uitat ți-aduci. ce, de ce ai Așa. plecat. Pentru că este o multitudine de câmpuri morfice, de Da. pățișări, de densități, de dimensiuni, de idei, Ex da? da. Și atunci, deci apare tentația. Ok, Chris. Acum hai să aleagă momentul și să își declare suverenitatea, pe aceea să-și Și ia matricea. odată cu tentația apare și tentaculul. Da, exact. Așa. Deci spune că aici, în punctul în care este, da, va pleca în experiențe, dar va pleca în experiențe care sunt conform cu planul din matricea originară, da? Și intră în matricea originară și spune că încetează și anulează și arde acum și definitiv orice contract, orice promisiune, orice pact făcut cu orice entitate de înaltă sau joasă vibrație care nu are în vedere cel mai bun interes al ei. Că sparge toate matrițele de oriunde ar fi ele, da? ADN-ul și cu părțile, aspectele și toate esențele le-a adunat, da? Da. Așa. Acum o să ne întoarcem în prezent. Prin matrice și prin matrice împrăștie iubire și iertare la toate ființele care au fost băgate intermediar în programe nebenefice, în care a aderat și a colaborat și ea, da? Da. Spune că nu se simte, nu are nicio legătură cu, cum să spun, nu se simte vinovată, spune. Nu, Spune, au fost niște alegeri care au determinat alte alegeri și așa mai departe, ca un perpetuum mobile, spune da. că, de fapt, așa se generează ideile de karmă, da? Deci lovești o bilă și acea, iei o bilă și o lovești cu putere și acea bilă, deci, știi tu, imprimă o mișcare continuă la celelalte. Și atunci bila cealaltă din capătul celălalt va lovi șirul și te va lovi și pe tine. Și tot așa. Da. Pentru că spune că suntem intrinsec legați unii de ceilalți și orice acțiune și orice gând influențează, spune. Până la urmă și respirația noastră ca ființe fizice și emanația a ceea ce facem și ce suntem, totul spune are o mare influență peste tot. Mai aveți ceva de făcut acolo? Nu, dar suntem aici. Ah, sunt Era să aici? zic că nu ne Intră, vezi. ați venit. Da. Așa. Acum, Cristina, să mai tai odată legăturile pe viața asta cu Da, oricine. așa. Nu spune că le taie numai pentru pe cele nebenefice, da? Pentru că este destul de matură ca și parte subliminală să-și gestioneze conexiunile și relațiile. Ok. Să-și activeze programul de ieșire din Matrix. Da. Implementeze și să-l activeze. Da. Să transmită informația la toată familia lor de 6. Da, și la cei pe care cunoaște, cu care Da. intră în legătură, la bunici, eventual la Prieteni. tată, da. La școală, orice. Da? Acum, pe măsură ce facem acțiunile astea și deci ne îndepărtăm, deci partea subliminală cu care am lucrat, să spunem acolo, când am mers în Lira și ne-am uitat și am făcut afirmații și acțiuni și anulat contractele, era un tânăr, da? Deci, pe măsură ce am venit înapoi, deci devine copil, se micșorează. Da. Da, așa cum este, exact cum este el în viața asta. Cristina vrea să transmită ceva cuiva? Spune o mare mulțumire pentru că s-a putut elibera, spune, de tot și de toate și spune că va face lucruri. Și când afirmă că va face lucruri, chiar va face, spune.
Deci nu sunt nu sunt niște afirmații făcute într-o stare de beatitudine Da, pentru că euforie. este acum fericită și bucuroasă, ci chiar se bazează că va face lucruri. Spune, la urma urmei am venit aici, practic, și în această viață și spune pe Tera, cum ar veni și să spune că și în experiențe, da? Spune, întotdeauna venim ca să schimbăm. Și întotdeauna schimbăm chiar dacă nu percepem această schimbare. Depinde de noi, spune, și de conștiința noastră ca schimbarea să fie în sensul pozitiv, da? Deci și schimbarea ta să influențeze în bine pe ceilalți. Da. Ok. Hai să-și curețe casa. El și-a curățat casa, mama să curețe casa. Da. A uitat când a demontat tot de pe... Da, 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 da. Așa, da, da. De pe El și-a suprafață. curățat acum mama Meduze. din... Da. Mama din Skype. Da. Spune, da, știu, de culmea partea asta sună. Draga de, spune, da, știu, acum o să-ți cureți partea eterică și mi-o curăț și eu pe a mea. Știi? Deci o face dinainte. Da. Da. Tot să lucrez cu așa o parte Da. subliminală. Așa de înțeleaptă. Nu că nu mi-ar place să lucrez, dar adică merge, cum să spun, unsă treaba. Da, da. Ei, și dacă nu merge unsă, mai punem noi cremă. Gata, a curățat-o și mama. Acum și mama i-a impus, i-a arătat partea lui subliminală a băiețelului, așa, deci a arătat că trebuie să-și despartă partea eterică, să-și o curețe, da, și acum dacă și-au curățat enele, curățăm și noi pe ale noastre. Și ei merg în canalul de abundență benefică, ținându-se de mână, zboară împreună. Când ajung, fiecare este sub cascada lui, da? Da. Așa. Și gata. Acum Ok. pot să merg în corpurile fizice. Da. Și ne face Te cu mâna mulțumim. la... Da, ne face cu mânuța, pentru că este cât un copil, cât foarte frumos. Da. Foarte Ok. frumos. Frumoasă călătorie. Noi, eu închid aici înregistrarea.